Iar acum vin recomandările pentru cinefil. Și eu sunt o cinefilă și de fiecare dată aștept un an nou să văd cu ce filme vine. Ei, se anunță anul acesta un an bun pentru cinematografie. Vin producții frumoase, vin filme foarte bune. Cel puțin așa spune Irina Margareta Nistor. Mergem pe mâna ei, căci este critic de film, știți prea bine, cu o carieră impresionantă. Și eu zic să o ascultăm. A fost la dimineți cu Georgia, la colega mea, la matinal. Și bineînțeles, a făcut acolo tot felul de recomandări, de recenzii pentru filmele anului 2021. Haideți să vedem o preluare de la matinal. Sunt curioasă dacă anul 2021 are vreo temă predilectă, nu știu de ce, dar anul 2020 pentru mine a însemnat foarte mult feminism. Nu știu de ce, mi-au ieșit în cale foarte multe filme și seriale cu tema asta. Păi, ai văzut că vicepreședinta e o femeie, acum ce vrei în America, asta este... Trebuia pregătit terenul. Exact, trebuia pregătit terenul, da. Mă gândesc acum la Wonder Woman. E o coincidență, din asta fericită, ceea ce se cheamă, sau în orice caz o coincidență de multe ori utilă. Știu că nu este pe lista acum, dar aș vrea să știu opinia mea voastră despre Tenet. Ce șanse are el? Tenet, păi trebuie să aibă, măcar la efecte speciale sigur că va avea. În al doilea rând, nu cred că se poate să nu-l nominalizeze pe Washington Junior, ca să zic așa, ca să mergem tot la un nume de stat, că tot la Washington a fost tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă. El e foarte spectaculos, este un film care trebuie văzut la IMAX. Acum l-au scos într-adevăr și pe DVD și atunci, scosându-l pe DVD din nou, poți să oprești să vezi exact scenele, cum au fost și cât de spectaculoase sunt, știind că n-au folosit decât foarte puțin cascador, deci marea majoritate sunt făcute real de ei. Nolan, știi că e foarte sever în direcția asta și cred, eu i-aș da oricum un Oscar pentru că a avut curajul să iasă cu el pe ecrane, ceea ce pe cei de la James Bond i-aș pedepsi puțin, pentru că eu cred că James Bond, care e atât de curajos, cred că ar fi trebuit să aibă și curajul să iasă pe ecrane, chit că după aia se mai făcea o pauză și îl mai scoteau încă dată. Știm foarte bine, lumea merge și la cinematecă în continuare, oriunde pe planeta asta, de la de la Institutul Lumière, de la Lyon până la cea de la Paris și la cea de la Londra sau cea de la Montreal. Adică puteau foarte bine să facă treaba asta. Deci, da, pentru curaj ăștia, neapărat. Am înțeles că au avut încasări destul de mici. Da, pentru că lumea se aștepta la altceva și poate trebuia ieșit cu ceva mult mai sentimental. Cred că au mers mult mai bine. Au fost două filme care au rulat și la noi, care era Made in Italy și Hoțul cinstit. Amândouă cu Liam Neeson, dar pentru că erau mai sentimentale, mai aproape, lumea vrea altceva, adică nu vrem neapărat un SF, că am trăit practic un SF un an de zile, nimeni nu știa, dacă cineva făcea cândva un film de genul ăsta, toată lumea ar fi spus, domne, exagerează, nu poate să existe așa ceva, știi, adică nu. Cred că era mai bine să meargă pe ceva mai tandru, că de-aia spuneam și cu Blight Spirit, cred că ar fi mers acum, ar merge mai bine decât multe altele. Joseph, ce fel de film este? Joseph e un film foarte interesant. Este o animație pentru adulți de data asta. Cel care a făcut-o îl cheamă Aurel, se scrie Aurel. Este o animație care a fost inclusă la cele de la Cannes, că știi, anul ăsta nu s-a mai ținut Cannes, dar au ceea ce se cheamă label, deci au o etichetă a Cannes-ului și pe care deja l-am văzut și este, apropo de refugiați, este perioada în care era un război civil în Spania și o parte dintre ei, împotriva lui Franco, s-au refugiat în Franța, unde n-au fost foarte bine primiți și tocmai e ideea să vezi că refugiați au fost și vor fi dintotdeauna și reacția celor de acolo, unii mai buni, unii foarte răi, cum reușesc să se salveze prin faptul că unul dintre ei pictează. Deci, mi se pare foarte interesant din nou să recuperăm o istorie pe care o știm foarte după ureche, așa, și aici e foarte special redată cu voci celebre și în plus se poate vedea, pentru că din 15, toată lumea s-a hotărât, din 15 se întâmple ceva, știm, e o zi a culturii, multă vreme noi am știut că atunci s-a născut Eminescu, dacă te duci la ipotești, afli că de fapt nu atunci s-a născut, ce atunci a fost botezat, pentru că atunci, pe vremuri, așa se socotea în funcție de când erai botezat, nu de când e. Deci de când aveai îngerul păzitor, practic.
practic, și chiar am văzut Cristelnița în care a fost botezat. Și din 15, sigur e o coincidență, 15 ianuarie, 15 februarie, o coincidență din nou fericită, o să fie My French Film Festival și vom avea filme de lungmetraj, filme de scurtmetraj, pe care în România le putem vedea gratuit, prin intermediul Institutului Francez de la București, totul pe net, de acasă, sunt și subtitrate și o bună ocazie de a vedea ceea ce de obicei se întâmpla la Paris și de-abia așteptai noi cei care suntem în meseria asta. Clar, o meserie privilegiată, recunosc, chiar și când sunt filme proaste, tot mă socotesc privilegiată. Așa, de obicei ne vedem acolo cam ce urmează să fie în anul următor. Deci, înscrieți-vă și vedeți, pentru că e o șansă, e ca și cum ați merge, e primul pas și după aia, după ce se dă drumul la avioane, așa că asta mă amuză să-mi pun telefonul pe mod avion, că e ca și cum aș simți din nou în avion. După aia, sigur o să ajungeți la Paris anul ăsta, dacă vă uitați la toate filmele astea, care sunt foarte interesante și avem și un film clasic, între altele un Cocteau și cu Jean Marais, așa încât cred că e foarte important. Eu m-aș bucura să fie un pronostic ceea ce a spus și să se și îndeplinească anul acesta. Băi, da, și eu sunt puțin vrăjitoare asta, știm, da, cunoaștem, așa este, da, adică... Nu văd bagheta, dar cred că sunteți... Măi, bagheta nu este, dar știi cum spun eu, Nostradamus a murit la 63 de ani. Da? Deci s-a dus. Eu acum, curând, peste două luni, fac 64. Deci de acum încolo mă ascultați numai pe mine, nu mai ascultați pe el, că el s-a dus. Deci eu zic că până la vară, deci din toamnă încolo, gata, mergem și o să putem să mergem și la Flight Festival la Timișoara, unde tot așa sperăm să facem tot felul de lucruri extraordinare, inclusiv cu festivalul de la Berlin, să ne înfrățim cu el, să, adică pentru că o să fie oraș cultural, capitală culturală europeană peste 2 ani, că sigur, totuși din nou se decalează. Ți-am zis, cât e vremea, e doar de e ok. Legat de comunități și de minorități, să spunem, vorbeați despre românii din Australia. Exact, și acum o să vorbim de armeni. Exact. Pentru că vine un festival de film armenesc și m-am bucurat foarte tare pentru că sunt câțiva cineaști armeni. Este, de exemplu, chiar acum câteva imagini dintr-un film al lui Armine Vosganian, care este fata unui scriitor înainte de toate și care a studiat la Londra și care am văzut filmele de la începuturile ei, de la primele scurtmetraje. Și acum s-a concentrat mult pe documentar și în felul ăsta vom ști mai multe despre comunitatea armenească, așa cum inclusiv de la Florin Kevorkian, el a făcut un film pe care noi l-am prezentat anul trecut la Iași, la Selele Filmului Românesc și este un film despre bunicii din Bucovina, dar unde n-a luat numai bunice armence, ci din absolut toate minoritățile de acolo. Și e fascinant să vezi ce anume este comun și ce nu e comun pentru toate bunicile pe care le intervievează, culmea, un bărbat, evident, mult mai tânăr decât ele și e foarte special. Și se pot vedea, tot așa, se pot vedea din 18 până în 21 pe net, intrați pe comunitatea armenească și să le vedeți pentru că veți descoperi o altă lume, plus că au scurtmetraje interesante, au foarte, foarte, o lume aparte, apropo și la ei, știi că e Crăciunul mai încolo, e cu, odată cu spanioli, este de bobotează. Și mai mult decât atât, o să fie chiar o întâlnire pe 22, o să moderez o discuție cu toți cei patru regizori care și-au adus filmele acolo și atunci o să aflăm mai multe despre ele, pentru că nu puteam altfel. Profesorul meu a fost Dei Suchianu, care și el era armean și preferatul meu la muzică rămâne Aznavur, care e și actor și de toate, deci armenii în viața mea au avut un rol extrem de important. M-a impresionat destul de tare un serial documentar produs de un englez, Charlie pe numele lui, Romanian Flavor se numește și exact, da. Mi-a părut bine că l-am văzut, dar mi-a părut rău că a trebuit să vină altcineva să ne mustre și să ne arate țara noastră. Și atunci mă bucur că iată există acest... Da, care viagea cu motocicleta de motivele pe care le cunoaște, că cu mașina e ceva mai complicat de mers. Dar mai există și România Neîmblânzită, care a fost absolut extraordinar și acolo, sigur, era o coproducție, dar întotdeauna, știi, se întâmplă. Nimeni nu-i profet în țara lui și cred că nici nimeni nu-i cineast în țara lui, pentru că știi foarte bine că cel mai bun Doctor Jivago nu l-au făcut rușii,
deși era lui Pasternak, ci l-au făcut americanii. Deci eu cred că e foarte important că i-am tentat să facă filmele astea și chiar dacă le descoperim dintr-o altă perspectivă sau cum e, de exemplu, filmul lui John Florescu despre Regina Maria sau Inima României, nu? E oarecare, pentru că este cu precădere în America, este o altă abordare, dar cu foarte multă, cu foarte multă afecțiune, știi? Și de multe ori cred că e, contează treaba asta, contează foarte tare. Am o solicitare în caz că eu dau tot timpul din casă. Așa? Tom și Jerry. Tom și Jerry! Tom și Jerry și eu de-abia aștept. Uite, vezi, aici dacă ei ar fi ieșit, nu știu dacă era gata, dar dacă ei ar fi ieșit pe pauza aia, așa, știi, că există o fantă. De multe ori când se lucrează în echipă apar și problemele sau erorile de comunicare și atunci ne întrebăm din ce cauză, cine a greșit. Ei, aici intervine felul în care ne asumăm sau nu responsabilitatea la locul de muncă. Discutăm despre asta cu Anca Covaciu, HR expert. Bine venit, Anca! Bine v-am găsit, Dana! Așadar, responsabilitatea la locul de muncă sună așa pompos, sună serios, nu? Ne angajează cumva. Da, este un subiect care dă fiori de obicei, pentru că asumarea responsabilității presupune niște lucruri și înainte, dar și după. O definiție a asumării responsabilității ar fi să fii dispus să-ți asumi consecințele, dorite sau nu, ale faptelor tale. Și se întâmplă asta? Se întâmplă des sau ne mai fofilăm, ne mai tupilăm? Unii și-asumă, unii nu și-asumă. Și nu pot să spun că vreuna dintre acestea două este greșită. Amândouă sunt bune, după părerea mea, sau recomandate pentru anumite situații. Încărcarea cu asumarea responsabilității aduce presiune emoțională pe cel care o face în continuu. Cel care nu își asumă responsabilitatea, bineînțeles că este într-o stare de confort permanent, însă, sigur, să nu-ți asumi responsabilitatea are și niște consecințe negative asupra reputației tale, în primul rând, asupra progresului tău, pentru că atunci când îți asumi responsabilitatea și progresezi, și profesional, bineînțeles, dar și din punct de vedere uman, al înțelegerii lucrurilor. Și ce am observat eu, de exemplu, în experiența mea, când îmi asum responsabilitatea, în situații în care mi-e teamă, dar totuși îndrăznesc, la capătul celălalt al asumării responsabilității vine un cadou. Acest cadou este ori o răsplată emoțională, deci mă simt foarte bine cu mine, ori cineva apreciază gestul meu, ori pur și simplu mă trezesc într-o oportunitate profesională. Adică e ca și cum aș fi sărit o etapă, și primesc un cadou la final. Hai să vorbim așa, când ar trebui să ne asumăm responsabilitatea? În ce situații? Ai zis așa că ai întâlnit în experiența ta destule. Da, în situațiile în care avem cu ce să ne asumăm responsabilitatea. Adică, în primul rând, avem competențe profesionale, fizice, deci putem să facem față fizic și emoțional unor situații și în care anticipatele consecințe nu sunt de natură să ne aducă de servicii, ca să spun așa. Atunci ar trebui să ne asumăm responsabilitatea. Iar lipsa asumării ei? Ce implică sau cu ce vine la pacheta asta? Lipsa asumării responsabilității vine nu neapărat cu lucruri negative întotdeauna, pentru că sunt situații în care nu putem să ne asumăm pentru că nu avem cu ce să intrăm în situația respectivă, nu suntem suficient echipați, însă aici ar trebui deschidere și vulnerabilitate să spunem, nu mi pot asuma responsabilitatea pentru că nu am X, Y, Z sau mi-aș asuma responsabilitatea dacă aș avea X, Y, Z. Și atunci este ca și cum inviți la responsabilitate colectivă. Acesta este un truc pe care chiar îl recomand, dar e un truc pozitiv, nu este un truc de manipulare în niciun caz. Îl recomand pe acest truc oamenilor, pentru că în felul acesta vezi de partea cealaltă cine este dispus să-și asume alături de tine sau cine este dispus să te sprijine sau cine pur și simplu își asumă că tu nu ți asumi. În momentul în care tu nu ți asumi, cineva, rămâne un spațiu liber. Și în acest spațiu liber, oricând intră cineva sau ceva. Este un secret pe care l-am învățat pe parcurs, să zic așa. Dar știi prea bine că atunci când lucrezi într-o colectivitate, sunt mulți care fac un pas în spate când vine vorba de asumarea responsabilității sau cumva se disipează această asumare. Unul consideră că tu ar trebui să-ți asumi responsabilitatea pentru nu știu ce lucru, celălalt consideră că poate
restul, da, trebuie să-și asume lucrurile. Cum facem, cum gestionăm lucrurile când vine vorba de colectivitate și asumarea responsabilității, ca să nu ne așteptăm unul pe celălalt? Da. Sunt spații fixe în care este clar că noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea și acesta este spațiul fix al jobului meu. Și fiecare ar trebui să-și asume pentru jobul său. E clar, ne așteptăm de la fiecare să-și facă treaba. Însă sunt spațiile acestea dintre joburi în care sărim ca echipă în spațiile acestea și ne asumăm responsabilitate individuală dacă putem, vrem să ne depășim condiția, vrem să promovăm, vrem să ne evidențiem, sau pur și simplu sunt spații în care ne asumăm împreună pentru că altfel joburile nu se conectează între ele. Un loc de muncă este un ecosistem, deci format din rotițe care se învârt dacă între ele există liant, ca să spun așa. Liantul este format din aceste contribuții comune la misiunea companiei, ca să spun așa. Ce erori pot apărea acolo în colectivitate? Așa cum spuneam și în prezentare, sunt celebrele și mult frecventele erori de comunicare. Eu credeam că tu faci un lucru și m-am lăsat în seama ta și nu ți-am zis exact ce vreau. Am crezut că tu înțelegi, citești gândurile, nu? Și că înțelegi. Și uite, până la urmă lucrul acela nu s-a făcut și începem, ne certăm, dăm vina unul pe celălalt. Eu nu vreau să-mi asum responsabilitatea, credeam că tu o faci, tu la fel aveai aceleași așteptări de la mine. Sunt frecvente, presupun, astfel de situații în companii și în tot felul de medii de lucru. Cred că oamenii își asumă responsabilitatea atunci când nu este neapărat jobul lor, dacă au un beneficiu la final. Și acest beneficiu depinde cum îl văd fiecare, cum îl vede fiecare. Beneficiul poate fi material, deci cineva spune: ce-mi iese mie aici dacă mi-asum responsabilitatea? Sunt cumva plătit în plus? Răspunsul este nu, așadar nu fac acest lucru. Dar beneficiile nu sunt neapărat de această natură. Sunt și de această natură, dar sunt beneficii de sprijin. Da? Deci eu astăzi te sprijin pe tine pentru că știu că într-o anumită situație voi avea nevoie și... Fac un favor. Exact, zice, exact, da? Exact. Îți fac un serviciu și îl voi primi înapoi. Sau sunt beneficii de vizibilitate. Te vede cineva și te remarcă constant, asumându-ți responsabilitatea cu curaj, comunicând, și atunci la următoarea oportunitate de dezvoltare ești invitat să mergi în acel spațiu. Dacă cineva nu-și dorește, de exemplu, vizibilitate sau nu-și dorește să promoveze și își dorește doar locul lui confortabil și călduț, că există și astfel de situații, atunci de la acești oameni ne așteptăm să rămână fix în spațiul lor. În același loc, nu? Exact. În spațiul lor profesional. Mă gândesc că dacă îți place să stai așa doar în locșorul tău și să-ți faci treaba, nu? Și nu te interesează altă perspectivă, mă gândesc că peste 10 ani tot așa o să fii. Sigur, și asta putem să înțelegem. Sunt oameni în diverse momente de carieră. Deci dacă sunt pe curba descendentă, să spunem, de carieră, după o anumită vârstă, e posibil că nu mai sunt interesați de vizibilitate, promovare și așa mai departe. Sunt interesați să-și țină locul de muncă și să iasă corespunzător din câmpul muncii. Sunt angajații care nu deranjează pe nimeni, nu? Ei stau acolo, nu? Ar fi frumos dacă oamenilor acestora le-ar fi drag de ceilalți, pentru că în felul acesta, dacă îți iubești colegii, iubești oamenii, ți-e drag de locul tău de muncă, atunci faci ceva în plus și fără să aștepți ceva. Profilul ăsta nu este însă foarte frecvent. Suntem totuși într-o perioadă destul de acerbă pe căutarea de beneficii, pe promovare și așa mai departe și încercăm să ne vedem spațiul nostru, dar totuși sunt și oameni care nu sunt așa. Oameni care, cum am spus, fac din generozitate, fac din dragoste pentru ceilalți sau pur și simplu că așa sunt ei. Dar dacă, nu știu, îți asumi tot timpul responsabilitatea tu pentru asta, pentru asta, pentru asta, nu-i obișnuiești pe ceilalți că lasă, că ne rezolvă el? Sigur că da. În primul rând încarcă, te consumă această asumare responsabilității, nu numai fizic, pentru că faci lucruri, dar este o încărcătură emoțională pe care...
pe care o pui pe umerii tăi, mi-aduc aminte la primul meu loc de muncă important, ca să spun așa, în resurse umane, am primit un job mult peste ceea ce avusesem înainte și simțeam responsabilitatea fizic, deci simțeam cum apasă pe umeri. Și știi că de obicei somatizezi aceste probleme, da. Și într-adevăr, dacă simți că nu este locul tău acolo sau ai probleme la locul de muncă, te simți copleșit și așa mai departe, resimți dureri în zona umerilor, ți simți mereu înțepeniți și așa mai departe. Deci înțeleg ce spui. Da, există o soluție aici. Deci dacă cineva vrea să-și asume această responsabilitate pe un salt profesional mare și simte această responsabilitate fizic, consultarea. Deci e important să te consulți și sunt multiple opțiuni. În primul rând, managerul direct este cel care își dorește ca tu să ai succes și atunci te poate ajuta. Nu ar trebui să ne fie teamă de el, să ne poziționăm chiar și că nu știm să facem ceva, pentru că ar trebui, dacă are un profil corespunzător, să sară să ne ajute. O altă posibilitate de consultare este familia. Soțul, soția, mama, sora și așa mai departe. Iarăși, sunt oameni care ne ascultă cu drag și care ne dau un sfat bine intenționat. Uneori avem colegi cu care ne putem consulta și preiau cu amabilitate tensiunea noastră și ne pot da un sfat sau pur și simplu ne ascultă. Dacă nu sunt în poziția să ne dea un sfat corespunzător, faptul că te ascultă cineva e suficient ca să-ți mai descarci energia, exact, energia de tensiune. Ce face un lider, un manager în cazul acesta? Nu știu, de exemplu, în cazurile de neasumare a responsabilității. Trebuie să mergi la șeful tău, să spui despre ce este vorba, să aștepți să se implice el, să ia el poziție. Ce rol are managerul în asumarea sau în neasumarea responsabilității? În echipă. În echipă. Da. Un lider sigur are nevoie să fie printre oameni, adică să observe și să intervină în momentele în care echipa are nevoie de un liant suplimentar pentru a funcționa. Este rolul lui. Sunt manageri însă care nu își asumă această responsabilitate a lor. Stilul de management se numește laissez-faire, deci lasă lucrurile în voia soartei să se întâmple și intervin doar în situații de criză, când intervin cu fermitate și rezolvă problema. Însă este un dezavantaj aici și anume sunt pierderi de reputație managerială în primul rând, pentru că oamenii spun e un manager care nu intervine, care ne lasă să ne certăm între noi, deci asta este o pierdere. Sunt pierderi de angajament la oameni, deci emoțional nu se mai simt angajați în jobul lor și sau se retrag în jobul lor și își fac pătrățelul lor și atât, sau pur și simplu pleacă din companie. Deci sunt pierderi semnificative, cărora unii manageri le fac față, unii nu. În situația în care pleacă mulți oameni din echipă și managerul nu intervine să rezolve armonios, compania poate să spună ce faci? Ce se întâmplă la tine în departament? Exact. Ce se întâmplă în echipa ta? Acolo intervine retenția, nu? Retenția angajaților și așa mai departe. Da, deci sigur. E o problemă, da, trebuie să-l tragi un pic de mânecă să vezi ce se întâmplă. Dar poate nu este o metodă de a se proteja pe ei înșiși? Acest, să zicem, dezinteres față de ce se întâmplă acolo în departament? Este, dar nu durează mult. Deci, pentru că la un moment dat aceste pierderi despre care spuneam afectează compania, departamentul în primul rând și compania de ansamblu și confortul în care dorește să stea nu durează mult. Ori va fi invitat afară din companie, ori pur și simplu va fi invitat în alt post, ori va avea conflicte cu managementul, performanța lui scade, nu mai ia bonusuri, deci nu e bine. Nu e bine, da. Nu e bine. Opusul lui, bineînțeles, este un manager implicat, da, care știe acolo când să intervină, astfel încât să nu escaladeze lucrurile. Ai zis foarte bine, Dana, și anume că se implică atunci când trebuie. Nici să stai foarte aproape de angajat și să nu-i lași să se descurce și singuri, ca pe copii. Exact, deci da. Noi toți, din experiența noastră de părinți, știm că pentru ca ei să progreseze, au nevoie să și dea față cu provocările. Și atunci, cadă, nu? Sigur că da. Și atunci, sigur, avem un rol de observator asupra mediului de lucru. Îi lăsăm să-și testeze abilitățile și să găsească singur soluții, pentru că în felul acesta ei cresc. Și când vedem că nu se descurcă, atunci mergem, îi luăm de mână și îi trecem pasul, ca să zic. Îi ajutăm să facă pasul. Uite, da. Această asumare
responsabilității are și ea mai multe grade, mă gândesc, și depinde și de profesia în care activezi, pentru că una este să-ți asumi responsabilitatea dacă ești, să zicem, pilot sau controlor de trafic aerian și ai toate avioanele acolo și tu trebuie să decizi într-o secundă ce se întâmplă, dar și trebuie să iei niște hotărâri care depind de viața atâtor și atâtor oameni, și alta este, nu știu, dacă stai la un birou, da, și se întâmplă ceva, nu știu, comparativ cu ce se poate doar cu computerul tău, doar cu computerul tău și, nu știu, trimiți un mail la iurea. Deci mă gândesc că are și ea anumite grade. Așa este. În primul rând, primul nivel de asumare a responsabilității este pentru noi înșine, ca persoană. Nivelul următor este pentru noi înșine și rolul nostru, deci ca persoană, adică să nu cazi, să rămâi sănătos, să, da, ajungi cu bine, integru, da? Să ajungi cu bine unde ți-ai propus să ajungi. Al doilea nivel de responsabilitate este acela de eu cu responsabilitățile mele, la serviciu, acasă și așa mai departe. Al patrulea nivel sau următorul nivel de responsabilitate este pentru mine, rolul meu și ceilalți. Și aici intervine exact ce spuneai tu, complexitatea rolului. Avem o echipă de 2 oameni sau am o echipă de 400 de oameni, conduc o fabrică sau conduc un avion și atunci e vorba de viața oamenilor și așa mai departe. Pentru aceste nivele de responsabilitate ne putem pregăti sau suntem pregătiți prin natura noastră. Ce spuneam, îți trebuie disponibilitate fizică, emoțională, intelectuală și spirituală ca să poți să înțelegi și să-ți asumi pentru atât de multă lume, ca ei să fie în siguranță, să trăiască, să-și facă jobul și așa mai departe. Devii mai responsabil odată cu trecerea anilor și odată cu acumularea experienței în carieră? Adică poți să spui că acum la 40 de ani ești mai responsabil decât erai la 20 sau nu există schimbări? Depinde de structura omului. Dacă parcurgi un ritm firesc de dezvoltare umană, sigur că exact se întâmplă ce spui tu. Cu experiența ne dăm seama unde putem să ne asumăm responsabilitatea și unde nu putem să ne asumăm responsabilitatea. Sunt unii oameni însă care, afectați de anumite situații în care și-au asumat responsabilitatea și nu a ieșit bine, au rămas cu traume și pe măsură ce trec anii nu-și mai asumă, deci scad în acumularea asumării responsabilității. Și atunci sunt cei care sunt în zona lor de confort, se tem, pentru că îți trebuie curaj pentru asumarea responsabilității. Ai întâlnit acest curaj din experiența ta mai mult la femei sau mai mult la bărbați? Cine e mai curajos? Cine iese așa cu pieptul în față și spune, da, domnule, eu mi-asum asta, eu am greșit? Sunt femeile mai curajoase, mai inclinate spre a-și asuma responsabilitatea sau bărbații? Femeile sunt curajoase oricum, au o formă de curaj al lor, un curaj feminin, și bărbații au curajul lor, bineînțeles, normal, masculin, sigur că da. Dacă ne gândim în perioadele din istorie în care erau bărbați, în care erau războaie, deci bărbații și asumau responsabilitatea. Acum, într-o perioadă de pace oarecum, bărbații sunt, par un pic mai în umbră așa, însă ei și-au păstrat un rol strategic, așa cel puțin din observațiile mele. Femeile sunt mai vizibile, acționează, fac tot felul de activități, pare că își asumă mai mult responsabilități, dar eu cred că totuși un bărbat care stă în urmă, în spate, în umbră, da, este de fapt, are o formă de asumare de responsabilitate, de observare și de intervenție când se întâmplă ceva. Deci femeia e în față, activă, discută, vorbește, rezolvă, însă tot, de exemplu eu, când, având un astfel de profil foarte kinetic, când simt că ceva nu e în regulă, mă duc la soț imediat, da, și, da, și ne consultăm. Da. Ne consultăm, deci da, are o altă abordare asupra. De obicei văd altfel lucrurile decât le vedem pentru noi, că suntem diferiți. Da, nu că unul ar fi mai bun ca celălalt. Da, da. Și poate vine o rezolvare pe care tu nu o vedeai. Da, sigur, o altă perspectivă. O altă perspectivă. Da. Cum facem cu tinerii să învățăm să fie asumați? Da. Două metode aș vedea. Prima este modelul, deci dacă are în familie sau un manager care își asumă responsabilitatea cu acest scop ca să învețe și tinerii, deci asta e o metodă foarte bună, ei observă că nu se întâmplă nimic rău la capătul asumării responsabilității. Cealaltă metodă pe care o recomand este expunerea lor la situații din ce în ce mai complexe, dându-le asigurări, sunt aici, dacă ai nevoie, sunt aici, încearcă, poți,
și ea va fi atunci mai încurajat să facă pasul. Anca, îți mulțumesc tare mult pentru prezență și de-abia aștept să ne revedem și data viitoare. Cu multă plăcere! Îți mulțumesc! Dragilor, noi luăm o scurtă pauză și revenim. Fiecare dintre noi a experimentat cel puțin o dată o stare de frică sau de anxietate intensă, apărută brusc în situații în care viața nu ne este amenințată. Acelea sunt atacurile de panică. Cum le recunoaștem și cum gestionăm aceste situații, vorbim astăzi la Între Prieteni cu psiholog Gianina Nicolae și Oana Constantin, jurnalist. Orice persoană care a ajuns într-un punct înalt al carierei este de părere că fiecare pas pe care cineva îl face pentru a crește la locul de muncă sau a-și dezvolta afacerea este important. Cum eviți deciziile greșite atunci când vrei să crești susținut în carieră sau să dezvolți o afacere? Vorbim astăzi cu Laurent Suarez Sas, trainer și expert în creșterea accelerată a firmelor din România.